Hai, hai, nu te mai uita așa, că nu e pentru cine se pregătește. A mers bine? Ca totdeauna. Ce mai? Franțuzul se pricepe. Spânul o să ne răsplătească gras pentru corabia asta. Acum așteptăm schimbarea gărzii. Abdullah, vino să-ți iei și tu o bucătură. Dacă nu vin, o să-ți mai umpli cocoaja decât cu oasele. Thank you.
Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Adnana, cum dormeam? Bine dormeam! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Minut, cafea, gata estem! Caimac facem! Caimac, bun! Domnule, mâine dimineața sosim la Pireu. Dacă nu și-o bate iar vântul joc de noi. Și cred că a venit vremea să-l cam judecăm pe negustorul nostru, nu? Da, și eu cred. Și vezi să nu ne scape printre degete. Ne trebuiesc bani și încă mulți. Pentru luni de zile. Ca să răscolim tot răsăritul Mediteranei pe unde se aveau cuiburile pirații. De când știu că Pierre trăiește, nu pot să mă las până nu dau de el. Aveți dreptate, domnule. Nici eu n-aș avea liniște dacă nu ne-am face datoria. Oamenii ce gândesc? Sunt gata să te urmeze cu toți. Atunci nu ne mai lipsesc decât banii. Mă tem că nu o să găsim întotdeauna marfă de transportat. Vorba e care dintre noi să-l judece pe negustor. Lasă-l pe mine. Dumneata e inima prea bună. Bine. Dar mai întâi trimite-l încoace, vreau să-l întreb și eu de unele. Hei! Efendiago! Te poftește capitanul! Stai jos, Efendiago! Ia să-mi spui de ce, dacă ai vrut să-ți strămuți sărăcia de la Stambul la Atena, ai ales drumul pe mare. Pe uscat cu caravanele, drumul e lung și sunt multe primejdi. După cum vezi, nici pe mare n-a mers în liniște. Cine s-ar fi gândit că pirații se vor lega de o corabie ca a dumitale? Deci nu s-ar fi legat. Întâmplarea ți se datorește dumitale. Dumneata ne-ai pus în primejdi. Asta înseamnă pentru noi o întârziere de 40 de zile. Fără să mai vorbim că unii dintre noi și-ar fi putut pierde viața apărând avutul dumitale. Ai priceput cum stau lucrurile? Efendi, capitan, știu. M-ați scăpat de la moarte. O să vă răsplătesc cum se cuvine. Păi tocmai despre asta vrea să-ți vorbească și Cârmaci. Dar de ce el? Cu dumneata mă înțeleg mai bine. Îți dau jumătate din bogățiile mele. Da, dar e vorba ce fel de jumătate. Știi, eu mă gândisem să-ți cer doar un sfert. Dacă te văd așa filotim, hai să zicem o treime. Fie. Când ajungem la Pireu... Nu. La Pireu e zarvă, multă lume peste lume. Știi ce? Hai amândoi în hambar să facem împărțeala cum trebuie. Efendi, capitan, nu mă lăsa, o să mă jupoai. Ei, jupâne. Ce dracu, suntem negustori. Stau și eu la cârmă? De ce? Suntem destui bărbați. Atunci de ce nu-i pui pe ei? De ce mai ții cârmaci și marinari? Ca să ai și dumneata de la cine lua câte ceva de îmbrăcat. Te lasă că la Pireu o să-ți căutăm îmbrăcăminte mai potrivită. Nu știu dacă la Marsilia o să-l pot găsi pe tatăl meu, ca să vă dea bani înapoi. Puneți-mă să fac și eu ceva, ca să-mi plătesc masa și drumul. Treburile pe corabie sunt prea aspre pentru mâinile dumitale. Noi nu vrem altceva decât să te simți bine și să fii fericită. Atunci pune-mă la cârmă. Nu te teme. Pe corabia lui Spână am ținut cârma chiar și pe furtună. Și nu i-a fost nimănui milă de mine. În alt chip n-ai putea să fii fericită? Nu știu. Visul meu e să mă îmbarc pe corabie. Să cauți adarnic un capitan care să vrea un cârmaci cu ochii ca ai lumii tale. De ce? Poftim, mâncăm! Mâncarea gata este! Poftim, mâncăm, Dadana, mergem! Acum o să mâncăm, pe urmă o să-mi spună noapte bună. Ce spunem? Nu înțelegem ce vorbim. Stai! Du-te și mănâncă! Mie nu-mi e foame!
Dacă e așa, nu văd ce capitan ar putea să ți se împotrivească. Domnule, suntem bogați. Ne-a lovit fericirea. Fericirea? Ce-o fi aia, Gerasim? Vezi că în cartul de la 8 la 12 o pui pe Adnana la cârmă. Și de veche? Dar mulți capitani mai sunt pe aici, domnule. Toți marinarii greci sunt capitani. Anunță-l pe capitanul portului să vină cu poliția să ia pe pirați. E poftim. Ne-au dat dispărut. Spun drept, credeam că nu o să vă mai văd. S-a zvonit că ați pierit. Uite că nu. Câte nu s-au zis aici, că ați încăput pe mâna piraților. Au încăput ei pe mâna noastră. Aș putea spune că a stârpit unul din ultimele cuiburi de pirați. Era și timpul ca îndeletnicirea asta să dispară. Uite-te la ei ce mutre de pirați scoși la pensie au. Bună ziua! Bună ziua, Chir Nicolae! Pusesem de mult cruce la toată marfa asta. Dar acum, ca să fiu cinstit, mă bucur grozav că ați întârziat atât. Prețul la cherestea a crescut de două ori. Câștig dintr-un condei 3.000 de drahme. Am auzit că plecați la Marsilia. Îmi pare rău, Chir Nicolae, a fost numai așa o vorbă. Ne întoarcem la Stambul. Ne îmbie un negustor cu ceva marfă. Dar despre ce era vorba? Am de trimis la Marsilia 300 de butoaie cu un de lemn de măsline. 200 de litri fiecare. 40 de lepas kilo. Îți dau 2400 de drahme. 120 cosari de aur. Ia gândește-te. Zi 3000 să nu ne încurcăm în socoteli. Cine nu știe în Pireu că dumnealui n-are timp de tocmeală. Negustor mare. Masa e gata, domnule capitan. Dar Ismael unde e? Azi am gătit eu în locul lui. Dar repede v-ați mai întors înapoi. Cum repede, bre? Păi nu-i nici săptămâna de când ați plecat. Plecat? Pireu noi? Dar cine? A stat numai un ceas. Ați ridicat ancora și ați plecat. De ce ați venit iar? Tu vedeam bine? Speranța a plecat Pireu. Eu n-am văzut ce scrie. Eu nu cunosc corabile după nume. Altfel le cunosc. De ce ați venit înapoi? Tu băut mult. Râdeam pește la tine. Sictiri, chiori suntem.
Nebun. Mamă, ce frumusețe! Dacă naște de la dumneata că e necuvincios, naște scălțaș, aș merge în picioarele goale. Aici ar trebui să venim în peplum și în sandale, ca acum 2000 de ani. Unde știți mereba? Crezi că în fiecare portă îți cumpărăm altele? Sunt în cabină, dar n-am putut să le mai încalț. Ia uite cum mi se umflă picioarele. Hai! Iar ni se mulțește echipajul. Domnule, mie că-ți fac o mare supărare, să nu mă ocărăști. Eu rămân aici și mă însor. Mi-am găsit o femeie după pofta inimii. Nu-i căpiat? N-am căpiat, dar știi bine că vreau să intru și eu în rândul lumii. În rândul lumii? Unde-i găsit-o, mă, norodul? Să nu vorbești rău despre ea, vere, Iremie. E femeie cum se cade. Cum se cade dacă te ia pe tine? Ce se facă biata femeie? E văduvă de 6 luni și se trudește singură cu prăvălie. Ce prăvălie? Are acolo peste chei, cafenea, ceinărie. Tu te bagi zândaș să dai muștele afară, să freci poderele, a? A zis că eu să fiu stăpânul. Stăpân. Mm? Și cum te-ai înțeles cu ea, mă? La vorbă, că tu nu știi o bobă grecești. Parcă mare nevoie de vorbă. Te mai înțelegi, așa, eu... Măcar să ne fi spus mai din vreme. Mâine plecăm. Acum de unde să luăm alt om? Mai devreme n-am știut nicio, domnule. Treaba s-a aranjat mai adineauri. Mă însor, ce e rușine? Bine, băiete, bine, bine. Să vii mâine dimineață să facem socoteala. Să iei ce ai de luat. Nu e nevoie, domnule. Are ea bani destui. Domnule, mergeam Nicola Damcovor, Stambul, la Leli. Du-te, du-te, Ismaele, dar vezi să nu te pierzi și tu. Domnule! Ce mai e? Dăm 10 lire chiulsu. Îți dau, Ismaele. Uite și pentru valide să nu se supere. O, mufide nu dam? Cum să nu? Era să uit. Ia. Vrea ai noi să fiți cu nevestele voastre. Nu vorbi așa, Ieremie. Nu trebuie să judecăm pe nimeni. Ba eu zic, domnule, că nevasta și marinăria se potrivesc ca heruvimii cu coarnele lui Sarsaila. Domnule, vă cer iertare pentru vorba de adineauri. Domnule, am umblat peste tot. N-am găsit niciun marinar liber. E vremea navigației, toți mi-au vrut să nas. Ce facem? Mai așteptăm câteva zile sau plecăm cu un om mai puțin? Eu, domnule capitan, ridic pânzele, spăl puntea, stau și la cârmă, fac orice. Până la Marsilia faci parte din echipaj. Ia te uită. Bună dimineața, domnule! Am venit să vă spun drum bun. Și când vă întoarceți la Pireu, vă rog să treceți pe la cafeneaua noastră. O să fim onorați. Bine, Haralam. Și noi o să fim onorați. Îți urez noroc. Și acum plecăm! Vă cuși de râs, nepricopsitule. Ah.
Ridicați schela. Ce făceam cam vegiule, n-am plecat? Te rog, Chirismaile, vorbește cum se cuvine, că doar n-am cafecit împreună. A, domnul Boierist. Cafea poftim, Kir Haralamb. Cutremur! Domnule, am trecut în Tireniană. Are par și machinarea să fie. Ce ai pățit? M-am lovit la genunchi. Mă doare rău. Nu cred că e fractură. O compresă o să-ți facă bine. Stai liniștită, mă întorc îndată. Te salută, capitane, și îți trimite vești de la Musarah. Corabia e gata, dar ne-am canonit rău cu franțuzul. Mereu a vrut să fugă. Odată a sărit la mine cu topor, dar l-am iertat. Corabia e o minune. Curând o să-i fac de petrecanii spurcatului de Vaillant. Spânul a uitat scrisoarea în cabină. Nu, eu găseam scrisoarea. Haina la spânul găseam eu scrisoarea, eu. Și de ce n-ai spus până acum, ticălos? Uitam. Gerasime, știi unde e Musarah? Domnule, parcă am auzit, dar nu știu. Mă duc jos să caut pe hartă. Eu știu unde e Musarah. Unde? Dar să nu vă duceți acolo. Sunt cei mai sângeroși pirați. Știi unde e Musarah? E în Marea Roșie, o insulă, lângă... Volta în vânt! Direcția Port Said, Gerasime! Far la tribord! Intrarea în canalul de Suez. Gerasime, cred că trebuie să vestim autoritățile, să luăm întăriri. Poate o canonieră. Ferească Dumnezeu, domnule. Din patrie. Eu zic să ținem o cât mai mare taină.
dumneavoastră credeți că pirații n-au iscoadele lor prin porturi? E de ajuns să scăpăm o vorbă și găsim insula pustie. Sau și mai rău, ne pregătesc o capcană. Tragi cu turul, că am adus jucăriile. Gerasimă, eu știm, tragem tun, facem bum bum, facem. Acum. Hai, ia-mă și, ia-mă și. Tun acum, pupa. Ce să fie astea, domnule? Par să fie spânzurători. Nu mișcă nimic. Nicăieri. Să tragem o lovitură de tun. Ismaile! Încărcate, suntem pregătiți, domnule? Trage! Pare că i s-a dat o bătălie. Să nu fie o cursă. Da, da, pe insulă nu e nimeni. Au fugit. Sau mai degrabă au fost fugăriți. Haideți să ancorăm. Aici s-a construit corabia. Da, e limpede. Sunt urme de lansare. Risipiți-vă și vedeți dacă... Trage de la stânci! Haide! Abdullah! Numai tu ești pe insulă? Da, stăpână! Îndurare! Tu i-ai trimis o scrisoare lui Spânu? Da, stăpâne. Unde-i francezul, Pierre Vaillant? A fugit. Acu 3 luni, în iulie, a fost atunci un măcel. Și încotro a plecat? Nu știu. Nu știu, stăpâne. Fiți îndurător cu mine. Nu înțeleg nimic. Unde e Pierre? Ce s-a întâmplat în aceste 3 luni? Cum de n-a dat niciun semn de viață? Cum de nu ne-am întâlnit? Îndurare! Îndurare, stăpâne! Luați-l și să mergem. Încotro, domnule? După Pierre Vaillant. L-a fi lovit glonțul, domnule. Osul e rupt? Nu știu. Dacă nu șchioapăte, o să-l facem noi bine, micule. Hai. Hai, hai. Hai, găță.
Repede v-ați întors de la Berbera. Nici n-am fost la Berbera, ci în insula Musarah. Musarah? Păi, dar de acolo vine și francezul. Francezul care i-a răpus pe pirați. Pierre Vaillant? Exact. Pot să vă spun și data. Așa, da. 28 iulie vine din insula Musarah și aduce 26 de pirați care sunt predați poliției. Sunt cu toții spânzurați. Goelita Esperance? Și Pierre? Pierre Vaillant, ce știți despre el, domnule? Îl caut de 4 ani, încotro a plecat. La Stambul, după cum scrie aici. Mulțumesc. Mulțumesc, capitane. Plecăm chiar acum, Gerasim. Dă-i banul lui Ismail să cumpere provizii pentru o lună de zile. Unde mergeam? La Stambul, dacă mai ții minte. Stambul? O, man, aman. La Gyulsum mergeam. La Laleli mergeam. Îți mulțumesc mult pentru tot, Adnan. Ai fost curajoasă. Și îți cer iertare că am așteptat atât de mult până să-ți încredințăm cârma. Și cum vezi, nu mă pot ține de cuvânt ca să te ducem acasă. Dar dacă vrei, putem să te îmbarcăm pe un vapor care pleacă la Marsilia. Nu mai ai nevoie de mine? Ba da, avem nevoie. Dar eu credeam că vrei să ajungi mai repede acasă. Cuvânt bun, 700 de mile până în Dardanele le putem face într-o săptămână, dar cuvântul ăsta din nord. Da, domnule. Dar ce facem cu Adnana? Până acum a dormit pe punte. Dar nu se mai poate. Tu ce zici? Păi știu și eu. Să se mute la noi în cabină. Și noi ne mutăm în hambar. Dar oamenii ce au să spună? Ce au să gândească? Nu știu ce au să gândească, dar de spus n-au să spună nimic. Intră! Nu e drept. Ce nu e drept? Ca eu să stau singură într-o cabină mare, iar ceilalți să doarmă în magazie. Așa s-a hotărât. Așa e hotărât dumneata. Ei bine, am să dorm pe punte ca până acum. Sunt dator să-ți apăr sănătate. Hai să dormi unde s-a hotărât. Eu sunt comandantul. Bine, Băfere, altfel nu se putea. Pe semne că nu vei. Să nu judeci cu mintea ta. Permiteți, vă rog, când a trecut spre Stambul Goelita Esperance? N-a trecut, domnule. Nu se poate. Ce misterie asta? Simt că nebunesc. Goelita Esperance, comandată de capitanul Pierre Vaillant, venind de la Port Said. Păi atunci? N-a trecut, domnule. Dar e scris în registru. Dar nu s-a dus la Stambul. A plecat peste o jumătate de oră înapoi. Capitanul a văzut numele dumneavoastră în registru și a plecat imediat să vă caute. Ce dată era? La 15 august. Dar la noi sunteți dați dispăruți. Nu suntem dispăruți. Suntem aici cu corabie, cu tot. Suntem sănătoși. Vă rog să ne treceți în registru. Domnule,
Goleta L'Esperance a mai venit odată aici. Când? În septembrie. Priviți. La 25. Venea de la Schiros. Umblase tot arhipelagul să vă caute. Însă erați dispăruți. Ne căutăm unul pe altul și soarta face să nu ne întâlnim. Pardon? Nu știți ce a făcut după aceea? A plecat cumva spre Franța? Nu știu, domnule. Îmi pare rău. Domnule! Domnule! V-am trecut în registru, dar e sigur că nu v-ați înnecat? E sigur că sunteți dumneavoastră? Acolo trebuie să fie strâmtoarea Bonifacio, domnule. Ce este? Asta sirena este bucluc aduceam. Bucluc? Dispărut, nedispărut, în hârtii sunt trecute 310 butoaie și dumneavoastră îmi predați numai 300. Domnule, lasă-mă să-i vorbesc pe limba mea. Păi alea 10 butoaie sunt ale noastre. Cum? Uite ce scrie aici, Chiricolache. Și ce aveți în ele? Pot să vă scap de ele. Până diseară, vând tot. Ce vrei? O mână spală pe alta. Alminteri rămân murdare. Jumătate și jumătate. Jumătate, jumătate? Și dacă vame și își bagă nasul în butoaiele alea? Și dacă vame și își bagă nasul și în butoaiele alelalte, ulei de măsline, a? Cât vrei? Păi, trei sferturi pentru noi și un sfert pentru dumneavoastră. Dacă le vinzi bine. Gata, domnule, s-a făcut. Când plecați mai departe? Eu am să mă repet cu trenul la Semimalo. Am telegrafiat din Gallipoli. Așa că Speranța rămâne o vreme aici. Poate găsim ceva marfă.
Și dacă tatăl meu nu e aici? Dacă a murit? Ce caut? Dacă n-ai să-l găsești, atunci... Tată! Tată! Eu sunt Adnana. Nu mă recunoști? Domnule, ai o telegramă de la San Malo. Pierre plecat peste Atlantic. Nu știe nimic de existența dumitale. Semnează Leon Vaian. Pierre a plecat spre Țara de Foc. Hai la Pierre Lambrini să-l grăbim cu descărcatul. Vindem lucrurile armeanului. Plecăm repede. Unde, domnule? Peste Atlantic, cărmațul. Atunci, domnule, rămâi dumneata aici și vestește oamenii. Cu Chir Lambrini îți mă descurc, eu n-ai nicio grijă. Să-ți dea banii numai decât. Dar vezi să nu te apuce noaptea pe drum. Ia un revolver la tine. Cine se leagă de un marinar pârlit, domnule? Palicarule, credeam că ți-ai găsit alt vapor să-i vinzi bărcile și să-l fericești. Seara. Cum vă simțiți? Adnana, plecăm peste Atlantic. Luați-mă și pe mine cu voi. E greu, Adnana. Sunt multe piedici. Dar așteaptă-mă, o să ne întoarcem. Dar până atunci, echipajul Speranței au hotărât să te adopteze. Mi-au dat împuternicire să mă ocup de soarta voastră. M-a adoptat și mă lăsați aici. O să ne întoarcem. Adnana, ascultă-mă. Tatăl tău e bătrân. Nu se mai poate lucra frânghii. N-a lucrat frânghii toată viața. Dar ce poate să facă un om bolnav ca el, ca să-mi cerșească? Mi-am gândit să faceți pâine. Pâine? Da. Uite brutăria din colțul de vânzare. Am și vorbit cu patroana. Lucrătorii or să rămână cu tine, doar să semnezi contractul. Chiar vrei să facem pâine? M-am gândit la o florărie, da? Oamenii mei nu înțeleg cum să faci negoți cu florile, ci că florile sunt ale tuturor. Florile sunt pentru cimitir. De ce, tată? Sunt și pentru sărbători, pentru zile de bucurie. Da, și după toate vine moartea. Hai să vedem brutăria. Tată, mă întorc imediat. Ah!
E fals. Sunt false. E falsă. Băieți, amânăm plecarea. Nu mai avem niciun ban în pungă.